Bună ziua și bine ați venit la o ediție extraordinară a emisiunii Spot On la Viața Liberă, Galațiul sub Reflector. Discutăm astăzi despre situația din Universitatea Dunărea de Jos cu domnul profesor universitar dr. Cătălin Fetecău. Bine ați venit! Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Deși nu este momentul cel mai oportun, să spunem așa, situația din universitate în ultimele două luni, să zicem, a devenit din ce în ce mai dificilă, așa cum cititorii vieții libere știu, pentru că noi am urmărit tot procesul, rezultatul alegerilor n-a fost validat, rectorul ales n-a fost confirmat de Ministerul Educației, în urma unui control și așa mai departe. Ce se întâmplă în acest moment? Care e situația în universitate acum? În acest moment, situația este oarecum tensionată, dar nu este nici pe departe un scandal, așa cum se încearcă la un moment dat să fie mediatizată situația de la noi din universitate. Însă, lucrurile sunt extrem de clare și aș vrea să spun apăsat că, în, la ora actuală, trebuie făcute toate demersurile legale pentru. Reluarea alegerilor și încheierea acestui proces electoral până la 30 aprilie, așa cum ne-a recomandat prin ordin de ministru Ministerul Educației. Prin urmare, Universitatea, Senatul Universității, rectorul interimar trebuie să finalizeze acest proces până la 30 aprilie. Ce se întâmplă în cazul în care nu se finalizează alegerile până la 30 aprilie este un lucru pe care nu ne dorim, nu și îl dorește comunitatea academică de la universitatea noastră. Și anume, universitatea intră în monitorizare și poate fi oprită și finanțarea. Nu vreau să induc tensiuni suplimentare sau lumea colegii noștri să înțeleagă că. Vine o vreme apocaliptică când universitatea noastră se va desființa, dar cei responsabili de reluarea alegerilor în timpul cel mai scurt sunt cei care conduc acum universitatea. Este vorba de Senatul Universității, condus de președintele Senatului și rectorul interimar. Principalul obiectiv pe care trebuie, trebuia trebuiau să laibă cei care au grijă de universitatea în această perioadă, era să facă toate demersurile pentru reluarea alegerilor. În acest scop, întrucât nu am observat nicio intenție de a, de a aproba un calendar, de a propune un calendar coerent care să se finalizeze cu Etapa de finalizare a alegerilor la 30 aprilie, chiar ieri, un grup de 40 de senatori am depus la registratura universității o solicitare de convocare a Senatului în format fizic pentru a discuta mai multe puncte pe care le-am propus a fi incluse pe ordinea de zi, inclusiv un calendar al alegerilor, propunem o metodologie de desfășurare a alegerilor, propunem de asemenea numirea decanilor interimari, ca fiind foștii decani, decani actual de fapt, da. care își finalizează anu. mandatul la 15 martie și care au experiența necesară pentru a duce. Mai departe, a coordona activitatea facultăților lor. De asemenea, luăm în calcul, în urma unor dezbateri, pentru că Senatul este cel mai înalt for de decizie și deliberare, posibilitatea de a înainta către Aracis solicitarea de a amâna evaluarea instituțională din luna mai, prevăzută în luna mai, mult prea de vreme, față de încheierea procesului electoral și să o amânăm în luna septembrie. Bineînțeles că, în toată această perioadă, pot fi pregătite documentele, dar o evaluare instituțională trebuie pregătită foarte, foarte temeinic și colegii trebuie să lucreze foarte liniștiți în această direcție. Și mai avem o propunere aceea de a analiza dacă suntem interesați dacă întreaga comunitate academică este interesată să menținem acel proces cu Ministerul Educației care a fost intentat acum ceva vreme. E, e important să precizăm că de la solicitarea aceasta pe care ați făcut-o împreună cu alți senatori a, au trecut cât? 24 de ore de când ați da, registrat-o? Deocamdată n-ați primit un răspuns? Nu, nu, nu. Din partea Universității, pe moment, este doar liniște. Nici noi n-am prea primit informări, inclusiv referitor la propunerea de modificare a cartei universitare. Am aflat pentru că domnul președinte al Senatului a postat pe Facebook-ul dumnealui... Un mesaj în urma urcării documentelor respective pe site-ul Universității. Noi, cel puțin, așa am aflat. Este bine că se întâmplă, fiindcă și asta era o etapă necesară în Sigur. conformarea la cerințele Ministerului Educației. Eu mărturisesc că sunt 70 de pagini, nu am avut timpul necesar să parcurg în amănunt dacă dumneavoastră sau colegii ați. Urmărit modificările, puteți să ne spuneți dacă sunt conforme cu ceea ce se dorea în comunitatea academică sau există acolo niște surprize neplăcute? Aș vrea să revin puțin și să spun că documentele transmise ieri reprezintă, de fapt, a doua inițiativă pe care am avut-o. Acum aproximativ 10 zile am depus un alt document semnată de câțiva senatori și mai mulți membri ai comunității academice, încadrându-ne în prevederile legale și atribuțiile senatorilor, aceea de a propune un calendar al alegerilor, calendar complet, nu calendar trunchiat care prevede anumite etape, cum ar fi în cazul de față, carta va fi aprobată undeva în jur de 25 martie și calendarul se oprește aici ca să revin la întrebarea dumneavoastră, cutuma existentă peste tot în momentul în care se modifică documente este aceea de a prezenta documentul pe trei coloane, pe două coloane sunt Variantele trecute respective. cele două variante și pe o a treia coloană sunt trecute observațiile și motivația modificărilor solicitate. E Așteptăm să se întâmple lucrul acesta întrucât este destul de dificil și parcurgem fiecare dintre noi și colegii noștri juriști cu mare atenție carta, noua propunere de cartă, care de fapt nu trebuie modificată în foarte multe puncte. Ar trebui modificată în primul rând în punctele care au fost observate a fi în afara legislației de corpul de control care a efectuat acea deplasare în luna decembrie. Deci, acelea sunt primele modificări care trebuie făcute, și apoi mai e o chestiune. Metodologia de alegere ar trebui făcută în paralel cu carta, și nu trebuiesc, în viziunea mea cel puțin și a unor specialiști pe care i-am consultat, având în vedere timpul relativ scurt de trei luni pe care îl avem. În Exista posibilitatea să se modifice doar punctele solicitate Sigur. de minister și ulterior să se revină asupra. Sigur că da. Termenul de modificare a cartelor universităților este un an, de un an de zile, de la intrarea în vigoare a noi legea educației învățământului superior, legea 199. Deci, pentru a ieși din, acel, din această încleștare, să spun, nedorită de nimeni în universitatea noastră, Puteau fi modificate foarte rapid anumite puncte și să reluăm alegerile. Am un exemplu, poate nu de dimensiunea celui din Universitatea noastră, la Universitatea Română Americană au fost contestate alegerile și în 14 zile au fost reluate. Da. starea asta care domnește sigur o de, o chestiune de decizie, de, de decizie rapidă și de implicare, astfel încât să nu existe repercursiune asupra procesului de admitere și a multor altor evenimente care urmează să se desfășoare. La momentul, la momentul acesta lucrurile se desfășoară normal, cursuri, seminarii da. și așa mai departe, nu sunt probleme nu, nu, deocamdată nu, nu, sunt, da. nu sunt probleme uh, de genul ăsta Eu nu e, pot să nu-mi pun întrebarea, da. cui prodest? Ce se întâmplă? Cine câștigă din această tărgânare a lucrurilor? Pentru că e clar că Universitatea în ansamblu nu câștigă din asta. Din păcate nu câștigă nimeni din această situație și noi nu ne dorim. Noi spun asta noi pentru că pentru o vreme, sper, și doar pentru o vreme am fost împărțiți în două tabere. Unii cu un candidat, unii cu celălalt da. candidat. Lucrul ăsta este nepermis într-o instituție ca a noastră, unde se uh, presupune că trebuie să ne. Nu se presupune, chiar trebuie să ne ocupăm să furnizăm nu numai cunoștințe, dar să formăm și caractere. Deci, poate sună la limbă de lemn ce, ce spun, dar uh, noi trebuie să ne ocupăm de studenții noștri, să avem respect față de colegii noștri uh, care, Împreună trebuie să ducă universitatea acolo unde este locul. Adică să revenim undeva în primele 10 poziții, așa cum eram și nu sunt nostalgic pe vremuri. Au fost situații, am urmărit și eu informațiile care au apărut în spațiu public și din partea domnului profesor Georgescu inclusiv la conferința de presă pe care o a organizat-o și la care am participat A spus unele lucruri, nu până la capăt e adevărat A lăsat să se înțeleagă că ar fi victima unor mașinațiuni politice și de altă natură și inclusiv s-a plâns de unele acțiuni în instanță împotriva dumnealui, care, mă rog, unele s-au terminat, altele încă sunt în desfășurare, deci nu ne pronunțăm până nu se termină procesele. Dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, v-ați simțit amenințat sau presionat în vreun fel în toată perioada aceasta de așteptare? Da, sigur și mă simt în continuare, chiar în cursul zilei de astăzi am aflat că o întâmplător a ajuns o anonimă de plagiat la adresa mea și nu numai asta am primit și mesaje pe telefon de la numere după cartela Am dovezile astea fiind inginer îmi place să discut argumentat și dacă domnul profesor a invocat o conspirație satanică sau o aliniere a planetelor care vor să-l. Să-l scoată din acest joc, ceea ce personal nu cred. Autoritățile statului își vor face treaba și eu sunt convins și nu m-am uitat niciodată la procesele pe care le are sau ce lucruri au fost invocate. Eu mă uit ce se întâmplă în Universitatea noastră, pentru că sunt un produs al acestei universități și spun asta cu mândrie o spun repetat, la 2 ani și jumătate alergam pe holurile din campusul din Domnească 111, sunt absolvent al Facultății de Mecanică Promoția 84 și am venit cu această ofertă pe final de carieră, nu ca să-mi trec în parmares un titlu, nu ca să-mi scriu pe cartea de vizită că uh, sunt rector sau pe ușa biroului, ci pentru că am proiecte pe care mi-aș fi dorit să le facă unii mai uh, tineri, dacă au considerat că mai au de așteptat, am fost uh, și sunt în continuare și spun uh, cu tărie acest lucru o soluție pentru rectoratul Universității Dunărea de Jos din galați și îmi pare rău să constat că curajul, acest curaj pe care l-am avut de a candida este sancționat în diferite moduri care nu au legătură cu mediul academic. Adică am fost controlat la teza de doctorat într-o manieră nu tocmai legală din punctul meu de vedere, mi-au fost controlate toate acțiunile din universitate, am fost scos din diferite poziții pe care le-am avut de-a lungul anilor. Mă refer la Consiliul Local al Parteneriatului Inspectoratului Școlar cu sindicatele și cu mediul economic. Nu este nicio problemă. Cum spunea Napoleon, cimitirile sunt pline de oameni de neînlocuit, nu este asta nicio problemă, dar există tendința ca cei care au alte opinii să fie îndepărtați sau să fie afectați în diferite moduri care par întâmplătoare. Totul este întâmplător. Personal recunosc că am evitat în ultima perioadă să mai vin în universitate, pentru că simpla mea prezență acolo am constatat că dădea naștere unor discuții neplăcute pentru mine. Profit și eu de ocazie să spun că nu am absolut niciun interes în Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Nu am absolvit-o, am făcut doi ani la Limbi Străine și am fost exmatriculată, deci n-am absolut niciun partipri. Îmi doresc doar să fie puternică Universitatea, să continue să existe și să creeze oameni. Și cu asta, cred că am spus suficient. Mi se pare că este un moment în care sunt, suntem într-un moment de cotitură, în care este foarte important ce se întâmplă în continuare și ce putem să facem fiecare pentru ca lucrurile să reintre în normal. Noi o să solicităm, la rândul nostru, un răspuns din partea Universității referitor la. Cererea pe care ați formulat-o și pe care ați pus-o în spațiu public deja de ieri, și să vedem ce ni se răspunde. Eu continui să cred că atâta timp cât privim lucrurile cu onestitate, avem o șansă să ieșim la liman. Acum rămâne de văzut în ce măsură acest calendar al alegerilor, care înțeleg că este foarte important să se respecte, va fi creat, să spun așa. Cam care ar fi în mod normal la, la o cerere de genul acesta? Trebuie să așteptați 30 de zile un răspuns? Vă întreb că nu, nu știu. Nu, cum am, e. Am, am solicitat convocarea Senatului, față în față în ședință ordinară, pentru data de 13 martie. Săptămâna viitoare, da. Este imperios necesar să dezbatem această problemă, să luăm o decizie împreună, să mm -hmm. deliberăm și să. Uh, mergem mai departe pentru că universitatea așa am găsit-o aici am găsit-o uh, noi am activat 40, mai bine de 40 de ani cu tot cu perioada studenției în această universitate și aici o vom lăsa uh, Dumnezeii, pe spații mici care apar din când în când nu au ce căuta într-o astfel de uh, instituție după părerea mea Vă întreb Suntem cu toții că... colegi da. și vremelnic da. că ocupăm niște poziții și trebuie să punem mai presus de orice, de pasiunile noastre, de interesele noastre, de dorințe meschine, poate câteodată, interesul universității. Categoric. Este cel Din punctul mai... meu de vedere, de altfel, important este în momentul ăsta să readucem în discuție și faptul că la noile alegeri poate candida oricine îndeplinește condițiile în continuarea programului. Nu înseamnă că e cineva exclus din cursă sau că se întâmplă nu știu ce dacă se reiau alegerile. Chiar aici apare un paradox. Domnului profesor, nu, nu i s-a interzis participarea la alegeri. Deci nu este nu. nicio problemă da, exact. să reiau alegerile, se can, uh, candidează din nou, deși Într-o într emisiune s-a acreditat ideea că mai bine am avea un curs acum, să nu mai votăm, să fie concurs Lucrul ăsta nu poate fi reluat, pentru că uh, alegerile au demarat cu un referendum prin care colegii noștri, comunitatea academică s-a exprimat pentru vot da. Deci prin urmare modalitatea se reau... de alegere Bun. pentru Mule. cititori exact. explicăm că modalitatea de alegere a rectorului diferă de la o universitate la alta în baza autonomiei universitare Uneori se poate face concurs, alteori se alege prin vot așa cum e cazul la Galați deci Dar Profesorii urma deja au decis acest lucru Unui referendum, noi am da. decis acest lucru iar uh, ordinul ministrului spune reluarea alegerilor la nivel de rectorat. Nu reluăm toate alegerile care ne-ar duce undeva, deși uh, prin campus uh, unii uh, duc un folclor uh, local, cum că alegerile vor fi undeva în septembrie, nu știu mai ce dată, ceea ce atrage după sine nerespectarea unui ordin al ministrului. Da, situația rămâne încordată. Eu, Mie nu-mi rămâne decât să-mi exprim speranța că se, va, se vor lămuri lucrurile foarte repede și fac promisiunea în continuare că vom ține gălățenii la curent cu ceea ce se întâmplă în măsura posibilităților și a abilităților noastre. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!